În această zi vă invit să-l cunoașteți pe Nicolae, un tânăr de 16 ani care joacă șah de mai bine de 12 ani și își împărtășește această pasiune și cu cei mici. Iar în continuare vom afla chiar de la el cum îi reușește să obțină aceste performanțe, dar și mici secrete ale acestui joc regal. La mine tata este antrenor de șah și am avut norocul ca el să mă introduc pe mine în acest sport. El pe mine m-a captivat din prima. El mie mi-a spus că piesele sunt ca niște soldați, tabla este un câmp de luptă. Mi-a descris asta ca un joc, nu ca un sport. Pe urmă eu l-am învățat și m-am atârnat de dânsul ca un adevărat sport. Când deja am început să jucăm primele noastre partide, mie tare mi-a plăcut. Eu deja știam cum mișcă piesele, ce trebuie să fac. Chiar eu controlam toată țarta partidei. Și mie asta tare îmi plăcea. Abilitățile pe care le dezvoltă șahul îl ajută să exceleze în orice domeniu. Gândirea critică, luarea deciziilor sub presiune, pentru că la partidele oficiale de șah este și un ceas care tot influențează mult asupra partidei și el dezvoltă capacitatea asta interesantă de a analiza 2, 3, 4 pași înainte și este foarte util indiferent de vârstă. Tânărul s-a remarcat la competițiile de șah atât din țară cât și de peste hotare. Primul meu turneu l-am jucat la 6 ani și de atunci activ particip în fiecare an, de mai multe ori pe an, clar că la turnei internaționale, turnei locale sau campionate naționale la șah, unde partidele mele sunt înregistrate în baze oficiale, deci totul este public și cariera mea în cadrul de jucător a fost de 10 ani și mai mult. Ce adversare ai întâlnit în aceste competiții la care ai participat? De tot felul. Am reușit să joc și partide oficiale împotriva tatălui meu și chiar surorii mele, pentru că noi mergeam la aceleași turnee și așa au căzut tragerea la sorți că am fost împerecheat unul cu altul, să jucăm partide oficiale. Le-am jucat fără să ne înțelegem sau ceva, fără prietenie. Le-am jucat pe bune, deci am avut în cadrul de adversar chiar membrii ai familiei mele. Am avut și jucători peste 70 de ani și jucători mult mai tineri ca mine, spre exemplu 5 sau 6 ani. Iar cel mai interesant adversar l-am avut la un turneu din România. Eu am jucat la o tablă normală, dar tabla lui are niște modificări, deci câmpurile negre sunt puțin mai mari, fiecare piesă are forma ei specifică ca el să le simtă cu ajutorul degetelor. Mi-a plăcut să joc, a fost o partidă cinstită și s-a terminat în remiză, deci am jucat ambii bine. Cum te pregătești tu pentru aceste competiții? Ai așa un ritual? Ritualuri nu prea am. Eu sunt o persoană puțin mai emotivă și un truc pe care îl folosesc ca să nu mă surprindă tare mult adversarii sau să nu-mi fac mie viața mai grea la turnee, e că de obicei, înainte de fiecare partidă sau de o zi în care am diferite runde la o competiție, eu nu mănânc prea mult pentru ca toată forța și toată energia din corpul meu să fie concentrată la minte, să nu am alte griji pe cap și în corpul meu. De câteva luni este mai activ și pe rețelele de socializare, unde creează conținut informativ. Mi-a venit această idee de la alte personalități, de la mari maieștri din străinătate care au filmulețele lor în limba engleză. Eu de la ei mă informez foarte mult și am încercat să găsesc și așa tip de materiale în limba română. În afara studiilor, Nicolae dedică timp și predării șah copiilor entuziasmați de acest sport. Mai ales iubesc lecțiile individuale. Fiecare copil cu care lucrez reușesc să îi găsesc modul lui de învățare și să-i ofer o educație de asta mai personalizată în domeniul șahului. Respectarea regulilor în șah sunt esențiale pentru un joc echitabil și desfășurarea corectă a partidelor. La tabla de șah trebuie să atragem atenția ca piesele să fie plasate ideal în centrul mic, deci aceste patru câmpuri sunt considerate centrul mic al tablei, centrul nucleul tablei putem să-l numim, iar acest pătrat care înconjoară pătratul mic este numit centrul mare. Și ideal ar fi ca piesele noastre să fie amplasate în acest centru, pentru că ele din centrul tablei controlează mult mai multe câmpuri decât ar controla la poziția lor inițială sau undeva la margine. Cel mai rapid mat din șah este posibil în doar două mutări și o mutare este considerată atunci când albul face o mișcare și negru face o mișcare. Deci chiar dacă sunt efectuate două mișcări, în total este posibilă o mutare. Da? Și cel mai rapid mat din șah, cum am spus, în două mutări, arată cam așa.
piesele de lângă rege îi blochează câmpurile unde ar putea fugi, restul pieselor de lângă damă nu pot interveni pentru a bloca calea și nimeni nu poate bate dama, rezultând ca regele albului să se afle în șahmat după doar două mutări. Bun, eu nu știu să joc șah, ce ar trebui să știu eu la prima lecție? La prima lecție ar trebui să facem diferența dintre șah și dintre mat. Ar trebui să știm valoarea pieselor, pentru că una este mai puternică decât alta și deja cum mișcă piesele. Aș putea arăta un exemplu cum iată nebunul ăsta a mișcat pe diagonala asta până aici. Dumneavoastră puteți să mișcați cu nebunul pe diagonală oriunde, spre exemplu până aici. Mai înainte. Da, sau aici. O. Super. Regele mișcă două câmpuri și turnul vine după el. Deci 1, 2 și turnul vine. Revine. Da, și dumneavoastră. 1, 2 și turnul după rege. Așa? Da, super. Am reușit. Da, și la sfârșitul partidei trebuie să felicităm adversarul. Spunem că ești cadin. Mulțumesc!